Urmează Radu Paraschivescu. De la corectură, nu? De la corectură ne-a impresionat în această săptămână povestea Simonei Iancu, o tânără simplă, dar care poate fi și inginer în același timp, așa că și la gramatică ne vom ocupa de câteva greșeli pe care probabil emoționată le-a făcut. Până atunci înțeleg că Clubul Master a reacționat. Da, o lecție de real marketing, stimați ascultători. Așa. Zice Clubul Master pe Facebook, nu oferim diplome de master, dar cu siguranță te poți bucura de ape liniștit în timp ce te relaxezi la un biliard sau bowling. Apa trece, masterul rămâne, spune vizualul. Felicitări. Legea apelor. Da, da, adevărata legea apelor. Da. Eu rămâne. Știam altfel, da, cu apa la genunchi trece, pietele la rinic rămân. Vârsta, Radu. Da, da, știu. De acolo vine. Radu, poate ne povestești ce întâmplare ai avut tu cu calculatorul până trecem la partea de gramatică. Calculatorul mie mi-a fost pus pe birou în absența mea, deci s-a complotat ca să plec de la mașina de scris, cu care eram ferm convins că o să-mi termin activitatea pe pământ. Și în momentul când am plecat odată din București, m-am trezit cu calculatorul, am făcut o criză de nervi, mi se părea ceva straniu și inabordabil. Iar când am ajuns la editură, după niște ani, în prima zi, cel de la IT mi-a spus, încă n-am apucat să vă instalăm calculatorul, și am spus, nicio problemă, cu cât mai târziu, cu atât mai bine. Zic, eu redactez de mână. Omul nu a crezut că îmi bat joc, după care mi s-a instalat calculatorul și a trebuit să trimit la marketing, adică trei uși mai încolo, un text dintr-o carte care trebuia să mi-apară. Două pagini. Și doamna de la marketing nu mi-a spus de un attachment, a pănuit, a subînțeles că eu știu. Eu nu știam ce e ăla, dar, repet, asta era de mult de tot, așa că am copiat tot fragmentul, cuvânt cu cuvânt, l-am căutat în documentul pe care l-aveam pe calculator și am scris câte un pic, câte un pic, câte un pic. A, scrie de mână. Nu, am scris pe calculator în mesaj, dar în corpul mesajului, neștiind să dau copy-paste și neștiind ce e la attachment. S-a luat o zi. Unde era ponta asta? Da, era urgent. N-am știut unde să mă adresez, așa că ceea ce trebuia să fie urgent s-a transformat într-o operațiune lentă și anevoioasă. Rămânem la Simona Iancu, o tânără plăcută din punct de vedere aspectual, nimeni nu s-a plâns din acest punct de vedere, însă cu mici probleme pe partea de exprimare. Este inginer la Serviciul Situații de Urgență Inundații Administrația Națională Apele Române și iată ce a spus. Știți care e malul stâng și care e malul drept? La un rău? Am văzut că malul drept facultate, dar nu a profunzit bine. Nu se înțelege foarte bine, dar spune că nu știe în aprofunzime care este malul stâng și malul drept. Găsim vreo greșeală aici când spune că nu știe în aprofunzime? Găsim, pentru că dacă te duci pe Dex Online și cauți aprofunzime, te mută direct la profunzime. Semn că acel cuvânt nu există. E o contragere aici, dintre substantivul profunzime și verbul a aprofunda. Și aceste două cuvinte s-au ciocnit în mintea Simonei Iancu, au făcut scurt și au produs poate mai puțin fosfor decât era cazul. Deci este a aprofunda, care înseamnă a cerceta în amănunt, a cerceta în profunzime, da? Și profunzime, care este echivalentul adâncimii. Deci a profunzime nu există, dar repet, Simona Iancu nu e primul inventator în limbă. Plus că la master se mai și încurcau comenzile și se contopeau. Exact. Explic ce s-a întâmplat aici. Are un pic de dreptate, pentru că ea nu putea să vadă care e malul stâng și care e malul drept, fiind vorba de o inundație, da? Fiind sub apă. Așa. Trebuie să facă niște aprofunzime. Poți să vadă, deci... Da, hai să trecem cu vederea și să... O probă la natație, săritura în profunzime. Da, să trecem cu vederea și să ne ocupăm de următoarea greșeală. Știți să lucrați pe calculator? Da. Ce știți să lucrați? PDF, n-am mai lucrat de mult. Cred că va trebui să trec un pic cu vederea să-mi reamintesc unele acțiune. Iar nu se aude foarte bine, dar dânsa spune așa, trebuie să trec cu vederea, trebuie să trec un pic cu vederea ca să-mi reamintesc unele noțiuni. Da, adică trebuie să recapitulez, trebuie să revăd din urmă. Da, cam asta a vrut să spună, că a trece cu vederea înseamnă fie a omite, fie a nu băga de seamă, fie a ierta cuiva o greșeală. A trecut cu vederea, adică n-a dat mare importanță. Dacă e cuvânt, cuvânt, mot-a-mot, trec cu vederea, trec
cu da. Vederea peste niște poate noțiuni. Poate se referea la vreau să mai arunc un ochi pe... Așa, da, așa. Dacă așa trec cu vederea la propriu, o să vizualizez un om care ia o vedere, o ilustrată da, și trece cu ea. Cu ea da. Din birou în birou. Ce v-a scăpat e că domnișoara zice că știe PDF. Eu o puneam direct director și vă zic de ce. PDF-ul nu e cel mai ușor. Partid. Nu, nu. Da, cine stăpânește PDF, nu vă supărați. Nu, e peste Word și peste Notepad. Așa e. Și peste e PDF. Greu. Mai ales că nu poți să editezi în PDF. Ba, uite, mai poți. Cei mai buni pot, dar cu greu poți să copiezi dintr-un PDF, cu greu poți să-l editezi. Da. Sunt niște tehnici, nu vreau să vi le spun acum ca să... Oricum, există imagini la oricui pe care le pot salva PSD, dar n-am auzit de o poză să o salvez PNL, neam. Radu ne-a adus și o expresie care n-are legătură cu apele sau cu malurile. Da, expresia este a ezita ca măgarul lui Buridan. Este Buridan sau Buridan, pentru că a existat un filozof scolastic și profesor în secolul al XIV-lea la Universitatea din Paris. Despre el se spune că ar fi făcut un experiment, după care s-a spus că n-a făcut un experiment, ci a scris o fabulă, de fapt. În orice caz, fie experimentul, fie fabula, prezenta următoarea situație. Era adus un măgar și pus la o distanță egală de o găleată cu apă și de o altă găleată cu nutrețuri, cu ce mânca el acolo. Și măgarul, căruia era și foame și sete, nu știa ce să facă, cu ce să înceapă, să mănânce întâi sau să bea întâi. Era la fel de sete și la fel de foame. Și a tot stat pe gânduri, și fabula spune că până la urmă a murit, neputând să se decidă. Deci a face sau a ezita ca măgarul lui Buridan înseamnă a nu putea să iei o decizie, mai ales în împrejurări hotărătoare, când e nevoie de viteză, în așa fel încât consecințele de cele mai multe ori sunt neplăcute, în primul rând pentru tine. Asta înseamnă a face ca măgarul lui Buridan. A ezita la nesfârșit, a tergiversa. A apărut și termenul a hamletiza. Oh. Hamlet stătea mereu pe gânduri și... A fi, da. Nu vrem exact. Nici noi să tergiversăm momentul surpriză pe care l-ai pregătit, Radu, la finalul emisiunii. În câteva minute am pregătit o nouă piesă pe care Radu Paraschivescu o va recita și, bineînțeles, analiza. Matinalul DGFM. Bună dimineața celor care chiar au ceva de spus!